O femeie a ieșit în urmă cu 5 zile la o plimbare cu câinele de-a lungul râului. De atunci nu se mai știe nimic despre ea. Anchetatorii au găsit câinele și telefonul, care era pe o bancă și încă era conectat la o videoconferință de lucru. Echipajele de urgență, inclusiv echipa de pompieri și salvare, echipa de salvare montană și echipa de căutare subacvatică din Nord-Vest s-au alăturat căutărilor în timp ce poliția a făcut un apel pentru un potențial martor cheie să se prezinte la secție pentru a da eventuale informații despre caz. Se crede că un bărbat necunoscut în vârstă de aproximativ 70 de ani, alb, cu înălțime de 1,80, bine făcut, care plimba un câine alb și pufos, se afla în zonă în perioada în care Bully a dispărut. Bărbatul nu a dat niciun semn până acum, adâncind misterul acestui caz și creând mai multă confuzie pentru familia disperată. Partenerul lui Bully, Paul, spune că și-a căutat peste tot partenera. Inginerul, care are o relație cu Bully de 12 ani, a spus: "Este un iad perpetu, nu pot să cred. Trecem prin asta, dar nu pare real. Trebuie să o găsim. Are două fetițe care au nevoie de mama lor acasă." "Trebuie să primim vești bune," a spus Paul. Bully a dispărut în dimineața zilei de 27 ianuarie, când își plimba câinele. Cu doar câteva săptămâni înainte, ea a scris pe rețelele sociale că plimbarea de-a lungul râului Wyre este înfricoșătoare. "O plimbare foarte rece în ceață în această dimineață, nu e o zi în care să-ți uiți mânușile. Și cam înfricoșătoare, dar mă activează pentru o nouă zi, iar Willow, câinele, s-a distrat la nebunie," a scris ea. Telefonul mobil al lui Bully a fost găsit pe o bancă și era încă conectat la o videoconferință de serviciu. Poliția a găsit telefonul lui Nicola încă activ pe bancă și a început să o caute imediat. Totuși, poliția adăuga că nu există încă nicio dovadă de activitate criminală sau că femeia a fost atacată. "Nu există rapoarte despre așa ceva, dar în mod clar toate scenariile sunt verificate," a spus directorul agenției de credite ipotecare la care lucra Bully. De asemenea, acesta a spus că femeia s-a conectat la videoconferință vineri la ora 9, în ziua în care a dispărut. Se pare că microfonul era oprit și nu avea camera pornită. "Asculta în timp ce își plimba câinele," a spus el. La videoconferință au participat o mulțime de oameni. "Poliția investighează tot," a adăugat, relatează Digi24.ro.